La TCE, contractul colectiv de muncă este valabil pentru că e perioada de negocieri pe o perioadă de 60 de zile conform legii 62 a dialogului social și automat să nu se îngrijoreze salariații TCE că nu este valabil contractul de muncă și nu se vor plăti dările. Astea sunt niște minciuni care sunt scoase de unii șefi ca să meargă prost această societate și asta este. Și chiar vă spunem pe această cale, noi continuăm negocierile și să sperăm că urgentăm la îmbunătățirea inclusiv a contractului colectiv de muncă și cu drepturi ceea ce îi se cuvin salariaților. Care sunt cererile pe care le aveți? Păi avem tichete de masă, majorare salarială în funcție de rezultate și de execuția bugetară, de buget, ceea ce se întâmplă, că degeaba, înțelegeți dumneavoastră, trebuie să avem, să ni se pună la dispoziție tot ceea ce se întâmplă, inclusiv organigrama societății de transport. Doriți ceva în plus față de actualul contract colectiv de muncă? Bineînțeles că dorim, normal, că niște remedieri pe părți sociale, de exemplu, de la 1 ianuarie, salariul minim brut plătit pe țară va fi de la 1 ianuarie 2400, ceea ce e normal să facem un contract colectiv de muncă, să facem pe domenii etapizate, pentru că de la 1 iar august sau iulie va fi 1500 și automat trebuie să ridicăm grilele de salarizare, să pornim cu un coeficient de 1450 în care să adauge coeficienții de ierarhizare. În funcție de asta să facem bugetul și exact execuția, pentru că este situația și prevederile legislative care automat trebuie mărite salariile și automat noi nu mărim numai la cei la 1450, pentru că muncitorul necalificat va prinde muncitorul calificat și atunci aplicăm coeficienții de ierarhizare conform legislației în vigoare.